Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog frumos, cine v-a spus despre casele de aici sau cum ați aflat despre casele din Good Afternoon Residence? Vreau să fiu sincer, am venit într-o după-amiază să dau așa o raită prin Corbeanca, prin etc. Și ulterior, mă rog, am luat legătura cu Robert, mi-a spus despre ansamblul ăsta, căutând ceva și pe internet și am ajuns să vin aici, să mă întâlnesc cu el. Și mi-a prezentat căsuța de la showroom și am căzut de acord că e ok pentru mine. Și la casă, ce vă place practic? Care sunt lucrurile care vă plac și la complex, și la casă și la complex? Păi, în principiu, îmi place că totul este nou, că se lucrează cât de cât îngrijit, în limita rezonabilă a bunului simț, și faptul că nu sunt aglomerate loturile, etc. Și, practic, ești la casă. Mă rog. Și ca și preț, e ok prețul cu zona, comparabil cu celelalte case din zonă, mi se pare ok? Da, mă rog, nu întotdeauna prețul este factorul determinant pentru luarea unei hotărâri în ceea ce privește cumpărarea unei case. Adică poți oscila la un moment dat să cumperi o casă puțin mai scumpă, da? Sau să spui că anumite avantaje, da, nu sunt determinante pentru a lua hotărârea respectivă. Da? Deci cam asta a fost, cel puțin în ceea ce mă privește, factorul determinant, faptul că am găsit o casă, că am găsit niște oameni cu care am putut să vorbesc deschis, etc. Deci nu a fost nimic ascuns sau scris cu litere mici în josul paginii, etc. Deci totul a fost straight și a mers în ritmul în care am dorit eu. Iar prețul e un preț corect, spun eu. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes aici. Ok, eu vă mulțumesc.